Bună, dragilor și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Vă rog să țineți cont de faptul că este o citire generală. Și să luați de aici doar mesajele care vi se potrivesc. OK, în primul rând văd aici niște Certuri sau o ceartă care durează de mult timp. În unele cazuri se vede foarte clar faptul că aveți o înțelegere cu un prieten, cu o prietenă, văd o persoană foarte fidelă, care vă poate fi alături, un prieten bun, dar care suferă pentru că se află într-o situație conflictuală, într-o situație dificilă, de mult timp. Parcă e întors cu spatele, dar nu poate să plece. Pentru că este legat încă din punct de vedere emoțional de ceva anume. Că sunt niște bani, că e vorba de iubire acolo, ceva se întâmplă. În alte cazuri, mai văd un prieten care are o problemă, da, e o persoană care e de mult timp alături de voi sau parcă vine și stă și așteaptă să vă vadă, să vă întâlnească. Da, este o persoană care stă și păzește niște bani. În alte cazuri văd aici o ceartă sau o împărțire de moștenire, o împărțire de niște bani, ceva ce durează de ceva timp. O decizie oficială pe care cineva o ia. Parcă mai aveți puțin de așteptat și rezolvați ceva care ține de o instituție de stat. De o persoană cu uniformă. Mai văd o supărare în cadrul unei întâlniri, în cadrul unei ințelegeri. bărbat, văd aici, ușor brunet, care este matur, care are un prieten cu uniformă sau are prieteni de așa natură, care este foarte stabil din punct de vedere financiar, în schimb are niște probleme. Nu știu, ori la locul de muncă, ori cu afacerea, ori cu femeia de lângă. Dacă sunteți bărbat, atunci e vorba despre voi. Pentru doamnele și domnișoarele care sunteți singure, vedeți că poate apărea o nouă persoană. Parcă această persoană are un copil care tot se sustrage de la niște studii, parcă nu vrea să studieze sau îi face niște probleme din acest punct de vedere. Mai văd o persoană care se gândește foarte mult aici la niște bani. Posibil să fiți și dumneavoastră această energie, în unele cazuri, dacă sunteți femeie, văd că stați aici și suferiți într-o relație sau într-o situație, um, tocmai pentru că încă sunteți prinsă sau încă de niște bani, poate cine știe, stați și suferiți aici, stați și păziți niște bani, nu vreți să-i lăsați, nu vreți să vă detașați de ei. Niște bani aici care pot fi dați undeva la stat da? și din acest punct de vedere posibil să fie o mică mare pierdere pentru cineva. Dacă aveți un bărbat alături, un bărbat șaten, poate fi un frate, poate fi persoana iubită, dar nu văd neapărat multe sentimente din partea acestui bărbat, E un bărbat mai creț, șaten, care se ocupă cu actele, cu documentele, care are în minte zona aceasta financiară. Vedeți că dacă voi stați după niște bani și acest bărbat se gândește tot la banii voștri. Mare atenție, nu știu, e un frate, e cineva sau poate fi o persoană care are banii săi, dar care vrea să vă sfătuiască. Mm. O ceartă, o discuție foarte aprinsă care ține de un drum sau o problemă pe care ați avut-o la drum. Problemă pe care o aveți de mult timp. Alții aveți grijă pe zona sănătății și pe zona aceasta a inimii, a vaselor, a arterelor, da? Fiți puțin mai atenți. Voi vreți să vă mutați, vreți să faceți un drum. Mai ales dacă sunteți femeie, văd un drum aici lângă voi. La care v-ați întors cu spatele, pentru că tocmai parcă vreți să mai stați sau sunteți opriți de cineva, de ceva anume. Parcă stați într-o relație, cu toate că lucrurile nu mai funcționează. Ce discuții pe care le-ați avut sau pe care le aveți iarăși văd aici cu o persoană dragă vouă în legătură cu un contract în legătură cu niște acte ați sunat să vedeți dacă sunt gata actele, nu sunt gata. Alții văd o discuție pe care ați avut-o sau pe care o veți avea în legătură cu o gelozie, deci o persoană care este geloasă. Mai vreau niște cărți pentru voi. bărbat este de la voi din casă sau este o persoană care nu, 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 pleacă ușor din casa voastră. Poate avea o casă scumpă, o casă în care voi v-ați dori să stați. Poate pentru alții voi sunteți cei care vă doriți să rezolvați ceva legat de o casă, de să vă cumpărați o casă, să vă mutați undeva. Iar Iarăși văd aici. Mai văd o persoană care vă dorește, dar dacă sunteți bărbat, aveți grijă că e o persoană care vă dorește pentru statutul vostru. Deci fiți atenție aici puțin. Mai văd un bărbat nou care poate apărea. Sau o maturizare a persoanei cu care veți sunteți împreună. Văd că e cineva care poate avea un băiat, dar este un băiat matur, dar este un bărbat deja în toată regula. Dacă sunteți femeie, pe dumneavoastră vă vă puțin supărată aici sau cu o problemă financiară, mai aveți de rezolvat puțin o problemă care ține de o haină de stat. În egală măsură, în alte cazuri, văd aici că parcă sunteți prinși cu niște acte, sunteți prinși, vă simțiți urmăriți, vă simțiți văzuți de către ceilalți. Pot fi niște probleme care țin de un divorț sau care țin de un proces în care sunteți, dacă aveți așa ceva. Ia uitați ce călătorie îndepărtată faceți voi aici sau pe ce drum îndepărtat ați pornit și v-ați asumat o pierdere. Ce ați început voi sau ce începeți voi e de bine, da? E cu dragoste, e cu reușită. Ceva ce o să dureze mai mult timp. Hai să vedem puțin dacă sunteți femeie. Dacă sunteți femeie, vă văd în casă. Da, orică o supărare, ori parcă vă urmăriți interesul într-o situație de casă într-o situație. De familie, văd niște discuții pe care le aveți aici, care neapărat nu mă rog, nu sunt foarte pozitive sau sunt discuții care durează de mult timp pentru alții, da, durează de mult timp. Dacă sunteți bărbat, hai să vedem. Dacă sunteți bărbat, văd aici că veți avea legătură cu străinătatea, cu o călătorie îndepărtată pe care ați putea să o faceți sau uh, vreți să vă mutați, vreți să faceți o înțelegere care ține de distanță mare, de o distanță mare. Uh, atenție pe ce investiți, dacă e vorba pe așa, uh, este, nu știu, sau sunt niște probleme aici care țin de stat, da, de o haină de stat aici, e posibil să vă simțiți voi puțin furați, să nu, să nu fiți în largul vostru. Și este ceva ce ține de o casă, de o femeie, adică e posibil să reușiți, dar pe de altă parte să pierdeți ceva. Ia un nou început, mergeți pe un nou drum sau faceți o nouă călătorie. Da? Uh, poate aveți un drum de făcut spre o instituție de stat sau un drum uh, într-un loc cunoscut ca să rezolvați ceva. Mai văd aici ceva ce ține de un copil sau de un nou început, care nu vă aduce foarte mulți bani sau care nu prea vă place vouă, în alte cazuri. Bun, hai să vedem. Uh. Iarăși, dacă sunteți femeie, să știți că urmează să vă intre niște bani. Sunt bani mulți. Reușiți să câștigați ceva, nu știu. Deci banii văd că merg către femeie mult timp și au legătură cu un drum, ori vin de la un drum, de la o companie mare, de la o instituție, e ceva cu un nume masculin aici, văd. Și are legătură cu un nou început în care voi sunteți propulsați. E un nou început în privința căruia văd că sunteți temători, nu prea spuneți oamenilor sau evitați să vă apreciați, să mergeți către adevărata voastră valoare. Dar văd că în timp lucrurile se rezolvă pentru voi. În casă văd că au fost niște discuții, au fost niște certuri și -a să vedem de acum încolo. În casă văd că vă întâlniți cu cineva, indiferent dacă sunteți femeie sau dacă sunteți bărbat. Vă întâlniți cu cineva și sau vă vine cineva în vizită din străinătate. Da? Pentru alții vă vine un cuplu în vizită în următoarea perioadă. Sau stabiliți ceva împreună cu soțul, soția, cu iubitul, iubita. Ceva pe un termen mai lung, nu știu, o mutare împreună, stabiliți să faceți o călătorie îndepărtată amândoi. Nu știu cât de bine o să fie, pentru că unii o să vă simțiți spațiul invadat, văd niște bani aici care nu prea funcționează bine în alte cazuri. Dar că apare stabilitate la voi în casă, dar durează până se concretizează exact lucrurile. Bun, haideți să vedem și zodiile implicate. Avem zodia Capricorn, Perbec, Taur, Vărsător, Gemeni. Săgetător, Rac. Balanță. Zodia, pești posibil. Leu. Foarte intens, iarăși leu. Dragilor, acestea au fost uh, previziunile. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toți. Iar pentru cei care doriți să mă ajutați uh, în continuarea acestui proiect, puteți să dați o filmare unui prieten sau puteți să recomandați canalul unei persoane dragi vouă sau să apăsați butonul uh, mulțumesc. Dragilor, vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.